Spumegă pocalul în pahare după replici tăioase și tendențioase între președintele Traian Băsescu și vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Ei se acuză reciproc că vorbesc la băutură. Înaltul oficial rus a luat foc după ce zilele trecute, la întoarcerea de la Tiraspol, România i-a interzis să intre în spațiul aerian, iar Ucraina l-a întors din drumul spre Moscova cu avioane de luptă. Tot mai mulți oficiali cu greutate vin la București. Astăzi a fost adjunctul șefului CIA, iar săptămâna viitoare sunt așteptați șeful NATO, vicepreședintele american Joe Biden și șeful Pentagonului. Ironii la un pahar, de fapt la două. Replici nu tocmai fine au schimbat zilele acestea președintele României și vicepremierul Rusiei. La nicio zi după ce Traian Băsescu l-a acuzat pe înaltul oficial rus că a vorbit la băutură. Atunci când a declarat că va survola România într-un bombardier, Dmitri Rogozin i-a dat o replică pe același ton. Mă întreb câte pahare a golit Băsescu ca să prindă curaj înainte de a închide spațiul aerian pentru avionul nostru. Trebuie aflat câtă vodcă a consumat înainte de a face aceste declarații. În rest, totul e o poveste tipic rogoziană. Răspunsul șefului statului nu a avut ecou doar la Moscova. Și la București, premierul Victor Ponta a criticat dur lipsa de diplomația lui Traian Băsescu, dar și modul prea relaxat în care acesta a gestionat întreaga situație. Gândiți-vă că lucrurile puteau degenera. Sigur. Gândiți-vă că puteam să cerem avioanelor de vânătoare românești să ia o decizie privind aceea. Eu sigur o să iau eu acele decizii atunci când va fi cazul. Dar atunci de ce mai avem președinte în România? Nici declarațiile premierului nu au fost trecute cu vederea de înaltul oficial rus care în ultimele zile a lansat amenințări la foc automat la adresa autorităților de la București. Am să atrag atenția Ministerului rus al afacerilor externe asupra declarațiilor acestui politician. A scris vicepremierul rus pe Twitter. În contextul crizei ucrainene, adjunctul șefului a venit azi la București, iar în următoarea săptămână sunt așteptați în România șeful NATO, vicepreședintele american și șeful Pentagonului. Joe Biden va avea întâlniri cu președintele Traian Băsescu și premierul Victor Ponta.